Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1457, de la data de 14 aprilie, a început domnia lui Ștefan cel Mare în Moldova. La 12 aprilie 1457, în marțea din Săptămâna Mare, Ștefan a biruit oastea lui Petru Aron la sud-est de Suceava. Fuga învinsului Petru Aron spre Polonia a fost urmată, îndată după bătălia din 12 aprilie, de ridicarea la domnie a lui Ștefan cel Mare. Oficial, după cronica domnească, începutul acesteia s-a socotit chiar din ziua de marți 12 aprilie, cum rezultă tot din însemnarea aceleiași cronici. În timpul îndelungatei sale domnii, Ștefan a încercat de mai multe ori să creeze un front comun român-anti-otoman. Toate încercările sale de a pune pe tronul țării românești un domn favorabil acestui proiect, soldându-se cu un eșec. În noiembrie 1473, în urma unei campanii victorioase, Ștefan l-a instalat pe Basarab al III-lea cel bătrân, înlocuit însă rapid cu Radu al III-lea cel frumos, în urma campaniei turcești din luna decembrie a acelui an. De asemenea, tot pe data de 14 aprilie, în anul 1885, s-a născut Iuliu Hațieganu. Acesta a fost un medic internist român, recunoscut în mod special pentru cercetările făcute în domeniul tuberculozei. De asemenea, a fost unul din delegații tineretului universitar la Adunarea Națională de la Alba Iulia și a susținut în fața Consiliului Dirigent al Transilvaniei înființarea Universității din Cluj. Ulterior, va prezida și primul congres al medicilor, unde prietenul său, medicul militar Iuliu Moldovan, numit de Consiliul Dirigent în funcția de secretar cu problemele sănătății publice, va prezenta un raport asupra stării sănătății populației din Transilvania, subliniind necesitatea reluării activității la Facultatea de Medicină din Cluj. O preocupare consecventă a lui Hațieganu a fost și stabilirea pediatriei sociale drept normă profesională. Marele merit al acestuia însă este reprezentat de faptul că a reușit să formeze un corp didactic excepțional care a dus mai departe până în zilele noastre valoarea medicinii românești. Iuliu Hațieganu a trecut la cele veșnice pe data de 4 septembrie 1959.